Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit, oameni buni, la un nou video cu Minecraft Topicraft. Suntem aici după o scurtă, mică, mare pauză de nepostat și nefăcut content de Minecraft pe canal aici, dar am făcut pe stream, by the way. Motivul pentru care nu prea am făcut chestii pe seria asta de Topicraft, în special partea de video, e că au sosit foarte multe jocuri dintr-o dată și știți voi foarte bine, eu cam pun prioritate pe alte jocuri că au apărut, da, măcar să le acoperim cu un video, dacă e măcar atâta. Și din cauza că au fost multe pe care mulți dintre voi ați vrut să le facem serie și chestii genul ăsta, vă dați seama că nu prea a ieșit ideea, știi? Așa că am zis să mă joc mai mult Minecraft pe stream și m-am jucat Minecraft pe stream destul de mult, am făcut niște schimbări pe aici pe colea, deci cumva video de azi nu o să fie degeaba, ok? Nu o să fie un video de genul ăla, oh, deși n-am mai postat eu Topicraft pe canal, boys, am fost doar așa de dragul de a fi. Nu, suntem aici pe server, mă, că mai e, cred că Qsanity 2 cu, cred că și el filmează ceva, dar vă spun că e secret, ok? Nu-i spuneți că ați auzit la mine, ok? Lăsând asta deoparte, suntem aici pe server, la treabă, vedeți, băieții au tone și de mii de proiecte acolo, Bobiț are doar cizma asta în munte și sigla aia de acolo. Pot zic că am făcut cam cele mai multe chestii de pe server, ok? Vedeți, uitați, sunt foarte artistic, aproape că arată ceva. Dar nu despre asta este vorba, mai bun. Ce am făcut noi în perioada asta? Bine, ce am făcut eu în perioada asta? Dar bine, am putea zice și noi, pentru că v-ați implicat și voi ce credeți fost pe streamuri. În mare parte am stat să ne ocupăm de Megal, proiectul pe care vi l-am prezentat, cred că cu ceva vreme pe YouTube. Știți foarte bine, avem noi aici frumos casa noastră, cireleanul foarte frumos, un tortulez de la Pink care a făcut 10 ani de YouTube. Ok, cum zic, stai la aceeași vârstă pe YouTube, dacă să luăm așa. Și aici avem din nou chesturile noastre normale, camera secretă. Desigur, am primit de la YouTuber foarte multe diamante și nebunii și nu știu, oamenii ăștia cred că sunt literalmente fabrici de diamante și mi-au trătit tot de diamante peste tot. Avem noi ferma normală de leguminoase, de 300 de zahăr, de cactus, nu sunt automate, nu ne-am complicat momentan, dar acum vine darul. Uite aici, ne-am pus noi cea mai mare parte din treabă. Aici ne-am concentrat noi să facem lucrurile să fie cât mai mișto posibil. Probabil că mai țineți minte, dacă dați, cred că la ultimul video de Topicraft, excluzând streamul, că pe stream pe care l-am făcut streamul de acum, cred că vreo două vineri sau ceva de genul ăsta, cam vreo două săptămâni în urmă, unde mai știți deja care cum a fost treaba, probabil că ați văzut care a fost progresul de atunci, dar de atunci noi am mai upgradat puțin lucruri destul de mult și am făcut lucruri destul de mișto, dacă este un fel acesta. În primul și primul rând, ne-am făcut un mini lac, o mini piscină aici, așa, care bine mai are încă mici retușuri de suferit, cu o mini bărcuță așa foarte frumos pus acolo, e o barcă într-o barcă, știu, dar așa funcționează ideea. Să știți că sunt modele de pe internet. Nu vă gândiți acum că totul a fost din capul meu, de aia probabil nu trebuie să știți. Oh, dar am văzut și modelul ăla. Da, am văzut și modelele de pe internet, ținând cont că nu m-am mai jucat, vă dați seama că nu am atât de multă imaginație, dar încet cu multe dintre astea le-am și făcut, cum se cheamă, din capul meu, dar poate m-am și inspirat din anumite locații și am făcut cumva în stilul propriu, dacă este un fel ăsta. Bun, deci cum am zis, am făcut acest micuț lac aici, am înverzit în mare parte partea asta din peșteră, am pregătit un nou mini proiectel pentru peșteră, aka o mină, o să facem o intrare de aia foarte bengoasă, cu niște rail-uri, cu niște nebunii, punem și noi niște cupru pe stânga și în dreapta să pară că este ceva de minat pe acolo, așa. Și mai mult, dacă vă place deja începutul ăsta de peșteră, dacă să zice așa de mega proiect, puteți să lăsați și voi un like acolo și să spuneți în comentarii ce părere aveți. Desigur, părerea vă rog să o lăsați pentru final, pentru că o să vă placă ceea ce urmează să vedeți. Desigur, am fost cu Luca aici, am arătat puțin treburile, probabil dacă ați văzut la el pe canal. Aici a făcut el niște experimente cu jumătăți de bloc sau chestii genul ăsta, ca să facem intrarea cât mai frumoasă, dar acum începe cu adevărat treaba. Asta a fost doar așa, încălzire aici. Avem scările astea către cer, voiam să zic stairway to heaven, dar am uitat pe ce limbă vorbim, nu? Adică dacă să luăm așa. Da, avem aici o intrare foarte frumoasă într-un tunel al dragostei și al mucegaiului, care desigur acest tunel va fi transformat în curând într-un mini hoteliș, mini, nu știu, mini hub, dacă să luăm așa, pentru că o să spargem un pereți ăștia și o să facem ceva cămăruțe cu, deci așa, cu un bookshelf, cu un pătuț, cu ceva, și să fie așa mai multe căsuțe pe aici, să fie ca un fel de complex de apartamente, între ghilimele, știi? Dacă este un fel ăsta. Și ne urcăm pe aici frumos și avem deja o altă viziune, o altă idee, o altă treabă. De aici de sus vedem lucrurile, ceva mai frumos, după cum puteți observa. Avem și noi foarte bine acolo iluminare de la glowstone-uri. Bine, am instalat și niște becuri acolo și am permis să instalez niște becuri prin treaba asta. Avem o micuță mare
locație de picnic, să ne relaxăm, avem un portal către Nether care săracul s-a și defectat, deci prin defect în sensul că s-a desincronizat și când ne întoarcem din Nether ajungem în altă parte a lumii. Avem aici una bucată căsuță de utilități. Aici în mare parte vom crafta lucruri sau vom crea, vom modifica de fapt lucruri. O să vreau să mai pun și o anvilă și o altă alea când să arate destul de interesant. O să fiu cumva un perete plin numai de fărnesuri și nebunii. Sus aici este zona de relaxare cu o canapea, un pătuț și poate chiar o ficuță bancă acolo așa ca zici că te uiți pe gemulețul ăla de acolo așa. Și desigur după o zi lungă de treabă avem și zona pentru relaxare totală sau zona de streaming, știi, venim, facem stream aici direct, hot tub, pools and beaches, știi cum stă treaba. Da, avem aici mare hot tub, cred că din cauza că a venit Luca pe aici, a dat drumul la apă puțin și cred că a rămas puțin treaba asta așa, dar nu-i problemă, se poate umple, că avem, avem găleți parcă, cred că nu a rămas la el dacă e să luăm așa. Avem aici așa frumos zona asta să ne relaxăm și noi așa ca băieții, așa la frumos la apă caldă. După o zi grea de muncă, eu zic că merităm. Și eu zic că am aranjat. Asta cred că de camera asta sunt cel mai mândru, pentru că arată cel mai chileanu, dar mi-e judecă că am făcut ăstea prea târziu. Gen, am făcut asta și am uitat să schimb jos, știi? M-am hotărât prea târziu ce vreau pe podea. Și așa că arată destul de dubioșel, dar detalii. Ok, avem căsuța asta așa simpatică. Sincer, am vrut să o fac foarte tare lepită în perete. Gen, se pare că a fost construită în perete. Cumva mi-a ieșit ideea cât de cât. Nu foarte tare, dar pare ca și cum e construit în perete. Aici avem un micuț, cum se cheamă, un tunel, care ne duce către casa asta suspendată, ancorată frumos de tavanul peșterii de aici, partea asta de perete de peștere, tavan, cum ați să-i spuneți, ca să nu pice, desigur, avem și o macară aici ca să luăm lucruri de jos, bine, de design, nu e funcțională, nu vă gândiți de nebunii, deci puteți să... Că aia trebuie să pun un lever undeva pe aici, să dau jos ăsta și să pun un lever, ar fi arătat ceva mai bine, sau un buton, ceva. Eu zic că merge și așa, adică avem partea asta de aici, putem să deschidem asta lejer. Și aici avem o căsuță așa mai tot la fel de chilean, nu poate pune multe cărți și un scaunel, ceva, știi, să arate ca și cum e o casă așa de lectură și relaxare. Un șemeneu așa mai scaft, să fie acolo micuț pentru căsuța noastră micuță. Un fotoliu, două patru așa frumos, direct cu forma perfectă încât se încapă burta sau alte chestii când te întorci, gen, dai cu genunchi încolo sau ceva, știi, și nu-ți ajunge patul, să ajungă, știi, să n-ai treabă după. Și desigur avem și un geam care să ne dea către peșteră. Și cam asta e pe partea asta de aici. Bum, 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 ne ducem și mai departe către marele și mirobolantul pod. Luca deja mi-a criticat podul ăsta, mi-a zis că acolo sus trebuia să facem puțin mai rigidă treaba, da, ce dreptate. Am zis că poate o să facem asta mai încolo, o să mă sui eu sus pe acolo cumva și o să încerc să mai leg puțin alea pe acolo, mai adaug niște mici detalii să pară ceva mai interesant. Adică vedeți și podul, i-am dat niște detalii, am pus loguri, am pus garduri, am pus de-astea așa de piatră, lanțuri și toate alea, încât să pară ca și cum e o treabă pe aici și nu e doar o simplă chestie trasă de acolo de sus și tot așa. Adică, în mare parte am pus asta a fost făcut în grabă. Deci aia a fost făcut în grabă, nu-mi plăcea nici să lucrez la înălțimea aia, așa că am zis că na. Iar asta este un mini părculeț pe care trebuie să-l fac cumva, să-l stimulez momentan să crească iarba. Am înțeles că te stau AFK pe aici sau să mă plim, să nu știu ce, în zona asta așa de iarbă. Probabil o să-l las caracterul puțin pe aici. Și sigur avem o micuță grădină pe care putem să o folosim, avem și niște fructe pe aici, avem un grătar unde putem să ne facem de mâncare, avem niște băncuțe unde să stăm. Eu zic că e o zonă de-a dreptul mirobolantă, dacă e să o luăm așa. Și cam ăsta ar fi tot ce am lucrat noi până acum. Deci ăsta este în mare parte, în procentaj de vreo 70% din mega proiectul pe care vreau eu să-l fac. Sau bine, cred că aș putea să mai scad din el, pentru că am spus că mai am încă o tonă de idei. Aș mai vrea ce drept să... Hai să dăm și un spectator ca să vă arăt așa mare parte ce aș vrea să mai modific. Momentan, partea de jos aș vrea să o mai modificăm puțin. Poate mai adăugăm niște, nu știu, statui în munte, gen fețe sau ceva, dar să fie făcute din piatră, că se pară că de acolo. Să mai punem poate mai mult moss de ăsta sau dirt pe jos. Să acoperim groapa asta, e nebună, pentru că a creat pink de tai peștera pe aici, pentru că nu știu unde a vrut să ajungă, dar
Probabil nici nu vom afla. O, Doamne, stai că ieșim în alte părți. Ok, deci ăsta aici ziceam să o acoperim cumva sau să o transformăm în altceva. Puteți să dați sugestii, puteți zice, ei, Bobu, te îngroapă aia, deci ce ai tu acolo cu apă, nu știu ce, poți să pui X chestii sau să faci X chestii și tot așa. Aș putea să facem, mă gândesc că poate facem o trezorerie. Oh, și mă gândeam să facem, sincer, putem face, ținând cont că e spațiu destul de mult acolo, putem face, fiți atenți aici, un poligon de tragere. Cred că sună idee. Facem niște modele, luăm capetele de le avem noi pe prin casă cu Silent și Q-Sanity. Facem niște statuete și punem arcuri. Yep. Cred că asta o să fie de fapt. Dar aștept și sugestiile voastre. Poate implementăm una din ideile voastre în treaba asta pe aici. Desigur, aici v-am spus deja ce vreau să facem. Aici vrea să fie intrarea către mină, care, bine, se cam pupă cu poligonul unde vreau să zic, dar poate mutăm noi poligonul ăla mai spre dreapta, știi, să n-avem noi treabă. Dar mare parte, după cum bine vedeți, peștera este complet transformată. Eu vă zic să faceți un singur lucru. Mergeți undeva în primul episod din Topicraft, vedeți cum arată peștera și faceți o comparație cu ce era și ce a ajuns. Desigur, lucrurile vor evolua și pe parcurs, cum am spus, vom face și chestia aia în tunel, o să facem poligonul la jos sau ce sugerați voi, facem și mina asta aici și după ce consider eu că aici jos nu mai avem ce să mai adăugăm să fie mișto, ne ducem sus, am ajuns aici sus, facem puțin terraforming, facem puțin curățenie pe aici, schimbăm puțin fățăul ăsta și îl facem mai din concret sau facem ceva care să se vadă mai bine și mai mărit cel de sigur. Și o să faci un fel de turn ca lui Doofenshmirtz din Phineas și Ferb. Deci cred că am un loc undeva sus pe aici. Da, undeva aici. Putem scoate un telescop gigantic. O să văd dacă se poate face un fel de telescop gigantic în Minecraft și cât de mare și cum ar trebui proporțional. Și vedem, poate reușim să-l introducem în trebușoara aia de acolo încât să arate destul de făinuț. Acum nu o să promit eu acum că o să funcționeze sau că o să arate bine sau dacă o să ajungem în punctul ăla de acolo, asta rămâne de văzut. Dar în mare parte cam ăsta a fost tot progresul pe care l-am făcut în ultima perioadă și cam de ce nu prea am postat eu Topicraft, adică să înțelegeți de ce nu prea am fost activ pe partea de postat, a fost activ ce drept pe partea de streaming, că am făcut stream destul de mult la Topicraft, adică ne-am știți foarte bine că ați fost pe Twitch, ați văzut că am jucat destul de mult, dar cam ăsta ar fi progresul de până acum. Sunt, cum am zis, undeva la vreo 60-70% gata cu interiorul și urmează exteriorul aici, să vedem dacă mai facem niște chestii încât să facem muntele cât mai nu știu, cât mai unic posibil, dacă e să o luăm așa, pentru că toată lumea are ceva destul de interesant și unic, dacă e să o luăm în felul acesta, după cum bine vedeți pe aici. Dar aș vrea să profit totuși de relieful ăsta și de noul sistem de munți și peșteri din 1.18, încât să arate a ceva mult, mult mai tare decât ce e el așa în stilul ăsta. Bă, că cineva și-a lăsat ăsta aici și cred că știu cine. Insanity, cel mai probabil. Pentru că el a stat să facă Huggy Wuggies și toate alea. A zis că vrea să facă unul, cred că cât ăsta de sus, dar nu cred că s-a gândit. Dar bă, cred că mai sunt niște blocuri undeva prin aer. Orestea ar putea să fie de pe vremea când farmau băieții, da, aveau fermele de concrete sau ceva. Cel mai probabil cred că sunt de atunci de când farmau băieții concrete și cred că cumva s-a buguit serverul și jocul. Și cred că în timp ce își făcea serverul update sau ceva, da, uite că astea sunt blocuri de chestii care nu sunt ok. Uite, avem ăsta, asta e zăpadă. Oh, ok. Tu, dar se poate construi așa sus? Stai puțin că am prea sus, sincer. Oh, stai mă, fii atent. Bebe nociv cucerește lumea. Ok, am înțeles. Deci asta cred că s-ar putea să fie Adi sau cineva, nu știu exact cine s-a ocupat de treaba asta, dar... mie miroase a Insanity, dacă să mă întrebați pe mine. Oricum, cam asta ar fi progresul pe care l-am făcut boys pe server. Sper că nu v-a supărat pe mine că nu prea am postat Topicraft pe YouTube. Oricum o să încerc să mai postez din când în când, că mai fac niște chestii pe aici sau dacă facem chestii împreună cu ceilalți YouTuberi. Și sper că v-a plăcut acest video. Aștept și sugestiile voastre prin comentarii dacă aveți ceva de adăugat pe treaba asta de aici, dacă aveți să vedeți ceva să încerc să construiesc în peștera asta sau în afară sau cine știe pe unde. Și desigur, ce părere aveți despre ceea ce am făcut până acum? Credeți că a meritat așteptarea sau nu? E bine, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!